De la începutul invaziei, Anonymous a declanșat un război cibernetic împotriva Moscovei cu scopul de a opri agresiunea împotriva Ucrainei. FSB este moștenitorul infamului KGB, de la care a preluat unele dintre atribuții, inclusiv acțiunile de contrainformații, securitate internă și a frontierelor, combaterea terorismului și supraveghere. Grupul răspunde direct în fața lui Putin, șeful agenției fiind numit de acesta. Din 2014, FSB a fost implicat activ în pregătirea unei invazii ruse a Ucrainei prin incitarea la tulburări. Cu toate acestea, de la invazia Rusiei din 2014, Serviciul Federal de Securitate nu a avut rezultate bune, fiind acuzat în mod repetat de eșecuri în asigurarea securității comunicațiilor, forțele ucrainene reușind să intercepteze apeluri telefonice necriptate între FSB și conducerea de la Moscova. Necazurile Serviciului Federal de Securitate sunt abia la început, dat fiind faptul că Anonymous susține că a obținut datele personale a peste 600 de ofițeri FSB ruși care operează la Moscova. Ziariștii de la Daily Express susțin că au văzut această listă care conține numele complet al ofițerilor, data nașterii, numărul pașaportului și chiar detalii despre datoriile și vehiculele lor. De asemenea, Anonymous a reușit să fure 87.500 de e-mail-uri de la Neocom Geoservice, o firmă de inginerie rusă. Atacul asupra unei companii energetice ruse poate fi un efort de a perturba efortul de război al lui Putin, deoarece experții avertizează că invazia Rusiei este alimentată de veniturile obținute din exporturile de petrol și gaze ale țării, care constituie coloana vertebrală a economiei țării.